Hristos s-a înălțat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Părinte, preamărește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te preamărească pe Tine. Iubiți credincioși, nici nu se putea un prilej mai bun ca a vorbi despre relația Tată și Fiu decât o zi de 1 iunie, de duminică. Ne aflăm în duminica a 7-a, după Paști, o duminică înainte de Rusalii și câteva zile de la praznicul cel mare al Înălțării Domnului. În această duminică, Sfinții Părinți au rânduit a ne prezenta câteva dintre momentele de legătură între Tată și Fiu, între Tatăl Ceresc și Fiul coborât ca să ne mântuiască. Dar pentru că este, cum am zis, 1 iunie, m-am gândit să vă spun câteva lucruri de suflet pe care le simt eu în relațiile dintre părinți și copii. Să nu credeți că este vorba numai despre relația tată-fiu sau fiu-tată, ci este vorba mai ales de o relație intimă între cei care suntem și cei care am fost, între oamenii maturi de astăzi și oamenii copiii care aveau mai odinioară niște vise, adică relația mai ales între noi cu noi înșine, pentru că apoi să mergem mai departe, pentru că numai așa putem să mergem mai departe cu relația cu copiii noștri și cu relația față de părinții noștri. Iubiți credincioși, îmi permit să îmi încep modestul meu cuvânt de astăzi cu ceea ce m-a învățat profesorul meu de franceză de la facultate. Într-una dintre cărțile sale, căci este un renumit autor și părtaș al grupului Rugului Aprins, pentru care a trecut puțin și pe la Iud ca să și-a certificatul de absolvire al Rugului Aprins, ca să spunem așa, domn profesor Mihail Drădulescu, într-un dialog imaginar al lui Mozart, într-o carte numită Mozart, 7 jours pour l'éternité, Mozart, 7 zile pentru eternitate, spune că într-una din zile Mozart i-a scris tatălui său de ziua lui de naștere și a zis: tată, de ziua ta de naștere nu-ți urez nimic. Îmi urez mie să ajung om mare. Urez pentru mine să ajung un nume. Îmi urez pentru mine să ajung cel mai bun în breasla mea, pentru că așa sunt sigur că te vei bucura tu mai mult decât mine. Asta înseamnă să ai simțul realității în ceea ce privește relația cu tatăl și cu tine. Dar spunem că relația cu tatăl nu poate să înceapă de la nivelul de tată-fiu, ci trebuie să înceapă întâi cu relația din noi înșine. Spuneam și altădată de câte ori noi când eram mici și ni se făcea o nedreptate, că să știți așa, și în ziua de astăzi copiilor li se săvârșesc numai nedreptăți. Să știți că copiii noștri întotdeauna sunt nedreptățiți, întotdeauna sunt ostracizați, sunt loviți de ceea ce credem noi că este mai bine. Ei au întotdeauna dreptate, din punctul lor de vedere, dar au dreptate. Au dreptate că nu îi lăsăm să se joace prea mult, au dreptate că nu le-am procurat jucăria cu care ei ar fi vrut să se joace, au dreptate că nu au jucăria vecinului, prietenului, au dreptate atunci când noi nu avem prea mult timp de ei, au dreptate atunci când se supără că ne văd pe noi supărați, au dreptate atunci când nu-i înțelegem, adică au dreptate mereu, pentru că noi nu-i înțelegem mai mereu. Așadar, să ne aducem aminte întotdeauna când avem în față un copil, cum eram noi la vârsta lui. Și numai așa putem să dăm un răspuns. De pe vârsta lui, nu de pe vârsta noastră. Când eram noi mici și spuneam că eram supărați,
ne propuneam, lasă că o să ajung eu mare. Că uite că am ajuns mari. Dar când ajungi mare, nu te mai uiți la cel mic. Și atunci o iei de la capăt. Relația cu noi înșine aici se întâmplă, în mintea noastră. Încă mai plânge în noi copilul căruia nu i-am împlinit toate visele pe care le-a avut. Nu ziceam noi când eram mici că o să învățăm ceva sau că o să facem ceva în viață. Eu vă spun că în copilăria mea m-am rugat să am un pian ca să învăț să cânt la pian. E bine, uite că m-am făcut mare, între timp am luat cu altele și la pian știu doar să descifrez așa niște fragmente, dar ce îmi propuneam eu să cânt la pian, n-am ajuns. Mă străduiesc, poate cu nepoții mei, să rezolv problema asta, dar numai dacă vor ei. Pentru că mai este și aici o problemă. Am încercat cu copiii mei și fetița mea cea mare, care peste mai puțin de 2 luni va fi mireasă, bineînțeles, mulțumesc, bineînțeles că a fost un fel de elementul meu prin care puteam să-mi răzbun copilăria. Adică, dacă n-am putut eu să cânt la pian, hai să iau pian și să o dau la muzică. Nu m-a interesat nici că avea degetele prea scurte, nici că vroia sau nu vroia, nici l-am întrebat-o. Eu am crezut că dacă vreau eu, așa e bine. Până într-o zi. Într-o zi în care, întâlnindu-se și fata mea, care era foarte mică, avea vreo 6-7 ani, s-a întâlnit cu fiica maestrului meu de la București, de la muzică, cu care m-am îndeletnicit pentru teza de doctorat. Și într-un moment așa de sinceritate, într-un drum de la București la Constanța, a intrat în mai multe etape discuția noastră și s-a făcut așa de sinceră, încât viața față a încercat să le întrebe pe fetele mele cam cum mă văd ele pe mine, pentru că ea îl vedea când era de vârsta fetelor mele, pe tatăl ei, ca pe un om foarte, foarte mare. Bineînțeles că părinte profesor era foarte cunoscut, în casa lor se întâmplau întâlniri între oamenii mari de muzică, oamenii teologiei și așa mai departe, și spunea, noi când veneam acasă sau îl vedeam pe tata, păi pe tata nu puteam să vedem decât la masa de studiu, la pian ca să descifreze ceva, îl vedeam numai scriind și ținem foarte mult la el, dar știm așa ca la un om de știință. Și bineînțeles că fetele au zis că nu mă văd pe mine chiar așa. Bineînțeles, acum nici nu ajunsesem eu să mă compar cu maestru ca să fiu văzut ca om de știință. Dar important este că în discuții am spus că noi am dat-o pe Alexandra la pian. Ce părinte, nu vă supărați, dar vreau să vă spun ceva. Ca fată de profesor, vă întreb foarte franc. Pe ea ați întrebat-o? Bineînțeles că s-a făcut o liniște, că întrebarea a fost pusă de față cu toată lumea. Toate personajele erau de față. Și zic, cred că putem să o întrebăm acum. Și îți promit că răspunsul pe care îl voi afla, îl voi avea la suflet și voi face exact cum trebuie. Îmi dau seama că am un debat, dar hai să dăm drumul la discuție. Și Alexandra ne-a surprins cu o atitudine pe care noi nu știam. Zice, da, puteam să refuz? Atunci vă imaginați că eu am intrat în panică și mai tare, când un copil execută așa numai că i-a zis tata, și cu mama, bineînțeles că are o problemă. Și am zis, bineînțeles că da, decât că noi nu ți-am spus că poți să o faci. Dar orice copil cu minte merge mai departe. Și zice, mă cam chinui. Și am zis, din acest moment, atât am vrut să aud. Bineînțeles că eu n-am mai avut ce să mai spun, pentru că mi-a zis, iată, fată, a domnului profesor. Și Irina a început să-mi povestească cum că s-a chinuit foarte tare, dar ea, nici când a fost întrebat așa franc, cum am făcut-o noi atunci în mașină, n-a avut curaj să-i spună. Pentru că personalitatea tatălui ei era așa de mare, încât a crezut că îl dezamăgește așa de profund, încât n-a putut să-i spună că o chinuie cântatul la pian.
Și în acel moment am simțit-o că s-a eliberat și și-a răzbunat și ea copilăria. A lăsat un copil fericit pe fața pământului. Pentru că eu nu i-am mai cerut Alexandre niciodată să exerseze la pian. E bine, acest lucru să știți că m-a învățat să mă uit și eu mai în adânc. Atunci când eram pe la școală și am dat cu nasul de limbile clasice, limba greacă mi s-a părut aproape imposibil de parcurs. Am început, eu m-am străduit, bineînțeles, mi-a luat vreo câteva luni să învăț să citesc. Am învățat să citesc toți diftongii și cu toate cele, după care îmi cad ochii pe un curs care ne prezenta că altfel s-ar citi diftongii, de parcă într-o limbă tehnică, așa cum este grecească, parcă mai contează cum se citește, contează cum se scrie, ca să poți să o folosești în traduceri sau în diverse texte, să înțelegi câteva termeni. Că limba greacă e una dintre cele mai vii limbi, pentru că se află în toate limbile spațiului pământului. Și mai ales în partea tehnică și a medicinei, după peste tot. Și atunci când am văzut că e așa de complicată, m-am rugat sincer la Dumnezeu, Doamne, dacă la seminar nu mi-ai trimis un grec să învăț și eu pe lângă el în calitate de coleg, la facultate te rog eu ceva. Trimite-mi să am doi colegi greci. Măi, fraților, să vă spun că mi-a dat Dumnezeu. Dar nemernicul de mine n-am putut să folosesc 100%. Dar abia acum îmi dau seama că Dumnezeu își face datoria Lui întotdeauna, dar noi uităm să o facem pe a noastră. N-am putut învăța de la ei mare lucru pentru că ei erau grecii zilelor noastre. Nu cunoșteau limba elină, adică greaca veche, nici măcar cum o cunoșteam noi. Dar asta nu e o scuză pentru mine. Dumnezeu mi-a răspuns. Poate că tot așa voi putea să mă răzbun și cu asta, dar în sensul bun al cuvântului. Relația mea cu copilăria mea însă nu se încheie aici. Întotdeauna mi-aduc aminte tot ceea ce vroiam să se întâmple în jurul meu și nu s-a întâmplat. Mă țin încă cu dinții așa de catedră din când în când să fiu ce n-am avut. Să fiu profesorul pe care nu l-am avut. N-am avut niciun profesor cu care să intru în dialog. La noi profesorii acum nu mai știu cum sunt astăzi. Eu mă străduiesc să fie altfel. Dar, cum spunea și altă dată, pe vremea mea erau niște profesori care nu erau interesați de ceea ce vrem noi ca elevi. Ei veneau, predau și plecau. Ce mai întâmpla ca noi să nu înțelegem nimic. Și câteodată mai făceam cât un comitet de înștiințare a profesorului că n-am înțeles nimic. Bineînțeles că ne răspundea în felul următor, la următoarea oră, ne dădea extemporal. Și ne potolea imediat că ne punea câte un 3 la fiecare și bineînțeles că nu mai aveai niciodată tupeul să te duci la cancelarie în calitate de membru al unui comitet creat ca să te aduci la cunoștință faptul că n-am înțeles nimic. Și trebuia să simulăm noi că am înțeles de fiecare dată, pentru că deja intrase într-un tic întrebarea, ați înțeles? Și noi trebuia să zicem da. Dacă ziceam că nu, atâta ne trebuia. Scoateți o foaie de hârtie. Și mi-am dat seama că nu așa se face problema. Și mi-am reportat această problemă a mea când mă voi face eu mare. V-am mai spus eu. Fiecare dintre noi am avut momente în care am plecat supărat de undeva, scrijind în dinți și am ajuns acasă și am încuiat ușa și am bătut cu pumnul masă. Lasă că mă fac eu mare! M-am străduit și mă străduiesc în continuare să fiu ce n-am avut. Și să fiu la dispoziția studenților care mă întreabă câte ceva, să am curajul să le spun că o să mă informez dacă nu știu până la capăt, dar să las pe cel care mă întreabă în acea plăcută impresie că a vorbit cu cineva. N-a vorbit cu o hologramă. N-a vorbit cu cineva care nu-l ascultă. Acum să știți că ispita este foarte mare. A asculta pe celălalt este o întreagă știință. Și toată viața trebuie să învățăm să ascultăm pe cineva. De exemplu, te duci la cineva și spui, am și o problemă, da, zi-mi. După 2 minute, stai liniștit, bă, să vezi ce mi s-a întâmplat mie. Și gata, s-a terminat, nu mai ascultă, începe să povestească. Ești obligat tu să îl asculți, că, deci, Doamne, tu ai interesul, că tu ai deschis discuția.
Sau, un alt caz, te duci și zice, da, după 30 de secunde, bineînțeles că se plictisește și începe să scrie pe câtă hârtie. Și când vede că tu te-ai oprit, zice, zi, că eu sunt atent, sigur, sunt atent. Sau, un alt caz, te duci și după vreo 2 minute, după ce tipurile te ascultă, scoate telefonul. Și programează vreo 2 numere, da, dar zici că te ascult, zici că te ascult, sigur că te ascult. După aia, când tu crezi totuși că are posibilități, că are 2 urechi, nu una, îi zici mai departe. Dacă încolo scoate din buzunarul celălalt un alt telefon și sună și când îl vezi că un om cu 2 telefoane la ambele urechi, îl spune că te ascult și vorbește și cu ceilalți. Că vedeți, avem o singură gură, avem 2 guri. Și vorbește cu amândoi, când cu unul, când cu altul din telefon și zice că te ascultă și pe tine. Ce pretenții nebunești. Și atunci mi-am propus, în calitate de fost copil, să învăț să ascult. Adică a asculta, să știți că nu înseamnă a auzi. A asculta înseamnă nici măcar a înțelege. Înseamnă a empatiza, a intra cu celălalt în aceeași suferință sau în aceeași bucurie. Și în momentul în care cel care îți spune ceva simte lucrul acesta, că se simte că cineva a intrat în bucuria sau în tristețea ta, atunci poți să spui că l-ai ascultat pe careva. Însă a avea pretenția ca și altcineva să te asculte este o utopie pe care nu vă recomand. Nu vă recomand să cereți cuiva, aveți 5 minute să mă ascultați și pe mine. Mie puteți să-mi spuneți că sunt duhovnic, dar nu cumva să vă apucați să spuneți șefului așa ceva. Pentru că șeful nu are problemele dumneavoastră. Șeful poate că nu are atâtea bănci la care trebuie să nu uite graficul cu datoriile. Poate că șeful nu vine cu autobuzul la muncă. Cum o să-i spui? Poate că șeful nici măcar nu e însurat. Cum să-i spui tu lui șeful care nu e însurat? Știți că am o problemă că soția sau copilul pe la școală n-are cine să-l aducă? Cum să te creadă pe tine șeful așa ceva? Cum să te audă? Că nici nu are să te audă, dar trebuie să te și asculte. Iubiți credincioși, însă revenim la relația dintre tată și fiu, pe care Mântuitorul astăzi a deschis-o în grădina de Ghetsimanii. Părinte, preamărește pe fiul tău ca și fiul tău să te preamărească pe tine. Ca să zică, dacă vrem să fim luați în seamă de copiii noștri, trebuie și noi să luăm în seamă copilăria din noi înșine la început, ca să înțelegem copilăria celui de lângă noi, adică a copilului de lângă noi. Copilul de lângă noi însă are alte norme de educație. V-am spus și altă dată, m-a luat gura pe dinainte și spuneam într-un cadru așa mai elevat, nu mai elevat ca acesta, că este cel mai elevat cadru în care mă aflu. Spuneam că despre educație citam din pildele lui Solomon. Spuneam, părintele care scutește nu iaua, nu-și iubește copilul. Păi atâta mi-a fost. Era să mă trag cu niște reclamații pe la niște ONG-uri. Vai de mine, ce-au tras de mine. Și m-am dus și m-am plâns repede la părintele Arsenie și m-a scos părintele din situație și mi-a zis, tată, trebuie să nuanțăm puțin ca să ne înțeleagă și ăștia. Zice, nuiaua este utilă, dar dragostea este indispensabilă. Nu. În momentul în care postulezi așa ceva, bineînțeles că accentul nu mai cade pe nuia, poți să rup nuiaua și să o pui acolo urma ca material didactic, ia uitați-vă ce se poate întâmpla. Și atunci poți să discuți altfel. Mai sunt însă și alte probleme. Poporul român are o sumedenie de vorbe, cum ar fi una foarte, foarte periculoasă, pe care însă trebuie să vă spun. Eu te-am făcut, eu te omor. Imaginați-vă cam cum sună acum în momentele de față în care un copil are tel verde 0800 800 800 și zice, m-a bătut tata și gata, te pomenești cu comisia, ai încurcatorul de tot. Dar aceste vorbe românești, omenești, au pornit de la ceva. Au pornit de la o anumită mentalitate vis-a-vis de faptul că cei mari trebuie să gândească numai cu mintea lor. Și nu este așa. Astăzi, toată educația
adică astăzi când spun duminica a șaptea după Rusalii, o învățăm de la Mântuitorul care se adresează Tatălui în felul acesta frumos: Părinte, preamărește pe Fiul ca și Fiul să te preamărească pe tine. Dacă folosim această dorință în educație, cu siguranță că pornind de la a ne înțelege pe noi înșine, așa cum spuneau grecii, gnotise afton, adică e o traducere așa mai liberă, cunoaște-te pe tine însuți, dar nu e chiar așa, este cunoaște-l pe el, adică cunoaște sufletul, așa pornește grecul să înțeleagă lucrurile. Dacă pornim de la această cunoaștere de sine, cu siguranță că ne vom înțelege și copiii noștri. Dacă nu, să știți că nu există pe fața pământului nici nuiele și nici alte amenințări cu care să ne educăm copiii. Pentru că un copil nu primește niciodată printr-un lucru exterior ceva care trebuie să intre prin față. Ca și când ai vrea să-ți bagi tot mobilierul pe fereastră și el are dimensiuni de abia intră pe ușă. Nu se poate. Copilul trebuie să aibă deschise ușile, deschise urechile, deschise privirile, ca să putem să introducem și noi dorința noastră. Dar dorința noastră trebuie să fie verificată de noi înșine. Nouă cum ne-ar suna în urechi ceea ce cerem de la copiii noștri? Iubiți credincioși, mă rog lui Dumnezeu ca ziua de astăzi să fie o zi în care să facem pace cu noi înșine, mai ales pace cu copilul din noi care încă mai are dorințe pe care nu le-am împlinit. Și dacă noi n-am fost în stare să împlinim dorințele copiilor din noi, vom fi în stare să împlinim dorințele copiilor de lângă noi? Cu siguranță că nu. Așadar, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să preamărească în noi gândul că avem copilul acela care încă plânge și să-l mângâie pe copilul acela prin împlinire pe care le avem. Și atunci, cu siguranță că vom rezolva și relația cu cei care vor urma după noi să aibă aceleași principii, măcar educaționale sau măcar de intenție. Așa să ne ajute Bunul.